către membrii comisiilor de avizare din cadrul Ministerului Culturii, acolo unde Primăria Capitalei și primările de sector transmit spre avizare solicitări de toaletare a arborilor îmbătrâniți sau în declin biologic, să urgenteze aceste avize. Primăria Capitalei pentru arbori din Parcul Cismigiu are dosare depuse prin ALPAP de un an de zile. Inadmisibil. Ați văzut ce s-a întâmplat în weekend? Doamne ajută că nu a fost un accident grav, dar a fost un incident. Și nu trebuie să așteptăm să fie cineva rănit sau poate, Doamne ferește, mai grav, pentru că acești funcționari publici inconștienți din Ministerul Culturii și acești membri ai comisiilor tot inconștienți să binevoiască să dea niște avize. Pentru că aceste parcuri, așa cum știți, sunt declarate monument istoric și nu pot fi realizate toaletări sau îngrijiri, curățări ale arborilor, doar cu avizul Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Capitalei. Să spunem că nu s-a întâmplat nimic grav în weekend, da? O creangă desprinsă dintr-un copac, din Parcul Cismigiu, a lovit, a atins un bucureștean care purta în brațe un copil. Nu s-a întâmplat nimic rău, dar putea, Doamne ferește, să se întâmple. Câți bucureșteni sau turiști trebuie să mai fie răniți prin parcurile noastre pentru ca funcționarii inconștienți din Ministerul Culturii să avizeze aceste dosare? Sper să nu fie retorică această întrebare. Cu permisiunea dumneavoastră, aș ruga-o pe doamna director Gabriela Băncilă de la ANM să ne facă o scurtă informare în legătură cu ceea ce urmează.